Bună ziua, dragii mei! Suntem din nou la o întâlnire cu Aurora. După cum știți, invitata de astăzi, că bănuiesc că ați aflat între timp, invitata mea de astăzi este doamna Alina Köpek, este terapeut, ea face reconectare și vindecare reconectivă, metoda pe care o promovează doctorul Eric Berg și care locuiește în Germania. Tema de astăzi a emisiunii noastre este o temă care sper să îi facă pe foarte mulți să se bucure. De ce? Este vorba de bucuria de a trăi. De ce am ales această temă? De câte ori am de discutat cu cineva la cabinet, toată lumea spune: cum să mă bucur? Cum să mă bucur că trăiesc? Cum să mă bucur când am de plătit facturi, când copilul îmi face nu știu ce probleme la școală, când se îmbolnăvește mama, bunica, pisica sau mai știu eu ce. Și toți spun același lucru. Cum poți să te bucuri și cum poți să nu fii trist și amărât și prăpădit când în jurul nostru sunt numai lucruri care ne fac să ne întristăm și nu să ne bucurăm. De aceea am adus-o astăzi în studio pe Alina, pentru că Alina chiar știe să se bucure, chiar știe că viața este frumoasă și sper să vă convingă și pe voi până la sfârșitul acestei emisiuni că viața e frumoasă, că merită să fie trăită și că, așa cum Alina spune și nu odată, trebuie să o privim cu ochi de copil. Poate că atunci lucrurile ar sta cu totul altfel pentru fiecare dintre noi. Dar acum mă întorc spre tine, Alina, și te întreb, draga mea, cum poți să fii bucuros, fericit, cum te poți bucura de viață dacă ai de plătit facturi, dacă te supără copilul, dacă se îmbolnăvește mama sau soacra și așa mai departe. Sunt întotdeauna aceleași și aceleași întrebări pe care mi le pun oamenii la cabinet. Ce să-i sfătuim? Ce să-i învățăm? Cum să-i ajutăm să poată să se detașeze de aceste probleme care, într-adevăr, le fac viața amară, că viața totuși e frumoasă, nu? Ia să ne spui ce crezi tu despre toate lucrurile astea, Alina. Am observat, în momentul în care ne permitem să fim acel copil interior, da? Noi alegem, bucuria e o alegere, pentru că foarte mulți dintre noi, chiar și eu, chiar și foarte mulți, am trecut prin anumite experiențe când am ajuns adulți, da? În care nu ne-am bucurat sau am început practic să uităm cum a fost să fim copii. Azi, copiii, ei nu se gândesc, ei pur și simplu sunt, se bucură de acest moment prezent, se joacă și acționează instinctiv, da? Deci ei nu se gândesc, wow, stai puțin că acel cățeluș nu-mi place, că are părul alb și cu picățele. În momentul în care ne permitem să ne reamintim această stare a copilului, să știm de fapt că bucuria este o alegere interioară, care nu poate fi dirijată de factori externi. Într-adevăr, ne putem bucura de un succes temporar, ne putem bucura de o întâmplare exterioară, însă dacă ați observat, chiar și atunci, o să iau acum și bunurile materiale în calcul, da? Chiar și atunci când ne cumpărăm o mașină sau ne cumpărăm un bun, da? Material, avem o stare de bucurie momentană. Da? Deci se produce acea bucurie, suntem fericiți, însă după o anumită perioadă de timp dispare și cumva avem nevoie de noi stimulente, da? Deci este acea bucurie pe care, sau acea stare pe care noi o asociem cu bucuria, da? Stimul exterior, stimul exterior, și tot nu suntem mulțumiți. Deci la un moment dat tot apare acea stare de wow, sunt tristă că n-am aia, că n-am aia sau că n-am făcut ceva anume. Nu, deci eu am ajuns la concluzia, bucuria este o stare interioară. Singura persoană care poate decide dacă este bucurie sau nu este bucurie sunt eu însumi. Și exact acele lucruri între ghilimele, da, mărunte, ne aduc acea bucurie. În momentul în care noi ne permitem să ne trezim dimineața și să pur și simplu să fim bucuroși că trăim. Da? Deci am văzut soarele, m-am trezit și am acea posibilitate de a vedea soarele, de a vedea florile cum cresc, de a observa copacii, de a-i simți, nu numai de a spune acolo e un copac, acolo e o floare, ce frumos. Nu, pur și simplu să simțim acea viață care este peste tot.
Și în momentul în care începem să trăim așa, ne dăm seama într-adevăr că viața este minunată și că într-adevăr putem să ne bucurăm. Am fost, de exemplu, acum la munte. Am fost cu grupul 50, este grupul lui Adrian Șcheul, niște oameni extraordinari, extraordinari, peste 50 de ani, dar atât de frumos am fuzionat și ne-am armonizat și ne-am bucurat și nu am fost în lux, deci am fost la o casă în Dreașna, a unei, tot așa, colegi din acest grup, am stat 6 oameni în cameră și am împărțit o baie 13 oameni. Am cumpărat tot ce era de cumpărat în magazin și am gătit, eu nu, cei drept recunosc, dar Adrian și cu prietenul meu au făcut o ciorbă extraordinară, da? Deci am fost împreună, pur și simplu ne-am bucurat să fim împreună. Nu contau condițiile exterioare, nu contau stimuli exterior, ne-am plimbat, am admirat florile, am admirat acel pârâu care trecea prin Drajna, am cunoscut și o pisicuță foarte faină, da? Ne-am permis să fim, da? Să fim noi înșine bucurie. Deci la acea bucurie interioară a copilului pe care o alegem, care nu este stimulată de anumiți factori exteriori. Draga mea, vezi, însă majoritatea oamenilor nu se validează pe ei după valorile interioare, ci ei caută validarea celor din jur. Deci sunt mulți care cred că ei, de exemplu, sunt hainele care le poartă, mașina care o ai, care o conduc, prietenii pe care îi au. Chiar majoritatea celor care sunt de genul ăsta și tinerii sunt mulți de genul ăsta, care spun, dar de ce este atât de rău lucrul ăla, că eu îmi doresc să am haine de firmă, să mă întâlnesc numai cu prieteni care nu știu ce se întâmplă, unde mă duc, îmi deschid toate ușile, să n-am o mașină ultimul tip. Ce le pot spune nu este acestor absolut, oameni? Nu este absolut nimic rău în aceasta. Este minunat. Ok, clar e frumos să ai o mașină nouă, să ai haine, să ai... Însă în momentul în care te condiționezi, în momentul în care te atașezi de aceste obiecte, ca și când tu depinzi fericirea ta, bucuria ta depinde de asta, în acel moment te condiționezi pe tine însuți. Și atunci intervine acel disconfort, nu? Pentru că pot să mă bucur în același timp de un Fiat, cum pot să mă bucur și de un Audi, de exemplu. Da, da, da. Deci eu am luat, dat un Fiat, mă interesa să ajung în... Puteam să iau și altceva, dar am zis, nu, o mașină la mâna a doua, foarte ieftină, chiar foarte ieftină, care mă ducea la destinație. Eu m-am bucurat de acel Fiat că ajungeam la destinație, da? Noi încercăm, exact ce vorbeam noi la un moment dat, tot despre această temă, oamenii nu sunt mulțumiți cu ei însuși. Da? Deci oamenii nu se acceptă pe ei așa cum sunt. Oamenii nu se iubesc pe ei așa cum sunt. Și atunci au senzația că dacă mai adaugă câte ceva la ceea ce sunt, da? În momentul acela sunt mai buni, sunt mai fericiți, sunt mai... Ceea ce eu denumesc ca o funcțiune a ego-ului care tot timpul, deci tot timpul va găsi ceva, ori ești prea puțin, ori ești prea mult, dar niciodată suficient. În momentul însă în care realizăm că suntem suficienți așa cum suntem aici și acum, că de fapt acel suflet, dacă ne dezvăluim sufletul, da? Dacă pur și simplu suntem noi înșine, în acel moment ne simțim bine. Da? Deci în acel moment apare acea stare interioară de bine, pentru că ne permitem să fim cine suntem. Și în acel moment vom vedea cum radiază totul în jurul nostru, pentru că tot simțim, da? Sau știm. De multe ori stăm de vorbă cu persoane și simțim un disconfort, nu știm exact de ce anume, da? Pentru că acea persoană încearcă să pară ceva ceea ce nu este, nu pentru că așa vrea neapărat, ci de multe ori la bază este o frică a faptului că nu va fi acceptată de ceilalți oameni, că ceilalți oameni nu o vor crede sau nu îl vor crede suficient de bun, suficient de bună. Și atunci oamenii își pun niște mă, joacă niște roluri. E, comunicarea devine neautentică în momentul în care oamenii se identifică fără marcă, nu le spunem mărcile. Nu contează mărcile, nici nu mai contează. Se identifică cu hainele, cu oamenii care vin și așa cu mai departe. Măștile pe care și le pun serviciul singur. Serviciul care l-au sau poziția pe care cred ei că o au. Da. Și în acel moment în care se identifică, comunicarea devine neautentică. Uh-huh. Și este și foarte obositor, acum să fim sinceri, adică să stai să joci un rol, să spui o mască toată ziua, e chiar foarte obositor. Și clar că apare acea stare de disconfort, care nu-ți mai permite să te bucuri, pentru că tot timpul va veni ceva care va fi
întotdeauna va exista ceva ce va părea mai bun decât ceea ce ai acum. Da? Și apare acea nevoie. A, acum vreau să am asta, acum vreau să fiu așa, acum... Da? Apare tot timpul ceva. Și în acea căutare și în acea achiziție, achiziție de bunuri și nu neapărat măști puse, măști înlocuite, în acel moment noi uităm să trăim viața, uităm să ne bucurăm. Da? Și apare acea dorință de mai mult, de mai mult sau de mai puțin. Da? Depinde de fiecare. Acest mai mult și mai mult este ceva specific minții și sinelui fals și egoului, pentru că ele au nevoie de energia noastră ca să poată să se dezvolte și să trăiască. Și atunci ele nu pot obține energie de la noi decât în momentele în care pe noi ne pune în dezechilibru. Ori exact. Dacă tu ești mulțumit cu ceea ce ai, tu ești un om echilibrat. Deci nu trebuie să cunoști cine știe ce studii din acestea extraordinare de ridicare spirituală ca să știi ce înseamnă un om echilibrat. Exact. Deci un om echilibrat e un om care se mulțumește cu ce are și se bucură de ceea ce are, da? Ei, ca mintea și egoul și sinele fals să poată să se hrănească cu energia noastră, trebuie să ne creeze senzația că de fapt ceea ce avem nu este suficient. Exact. Și atunci apare această goană de care vorbeai puțin mai devreme după altceva. Nu-ți mai trebuie mașina care o ai, îți trebuie una mai puternică, nu-ți mai sunt bune hainele, vrei altele care sunt mai de firmă decât primele și așa mai departe. Deci pe undeva, uite că am identificat un prim punct, o primă sursă de necaz. Deci în momentul în care noi începem să funcționăm pe minte și pe ego și pe sinele fals, avem toate șansele să ne fie rău și nu bine, și să nu avem această bucurie de a trăi, pentru că atât mintea, cât și egoul, cât și sinele fals ne gonesc mereu către altceva, către altceva. O a doua sursă de necazuri aș putea să o denumesc faptul că, exact ce spuneam mai devreme, căutăm validarea în afară, în loc să o căutăm în interiorul nostru. Atâta timp cât noi căutăm aprobarea celorlalți, validarea lor, atâta timp cât noi nu suntem conștienți de valoarea care o avem și de ceea ce putem noi face, nici nu avem cum să fim mulțumiți cu noi înșine, pentru că habar n-avem în primul rând cine suntem. Da. Cum putem afla cine suntem? Pur și simplu știind și este simplu, fiind ca un copil. Deci în momentul în care suntem ca un copil și ne permitem să fim noi înșine, da? Să ne ascultăm sufletul și să facem din inimă. Da, toate acțiunile care se nasc din această stare de conștiință a inimii. În acel moment noi intrăm pe altă vibrație. Da? În acel moment ne permitem să ne iubim așa cum suntem aici și acum, fără să avem acea nevoie de a adăuga mai mult sau mai puțin. Să știm, pur și simplu știm că suntem iubiți, minunați, așa cum suntem aici și acum. Și în acel moment se naște ceva din interior, pentru că oamenii de multe ori au senzația nu-și arată sufletul, deci se interpretează ca o slăbiciune, da? Nu pot să fiu eu însumi să-mi arăt sufletul, pentru că în acel moment sunt atacabil între ghilimele, da? Oamenii îmi pot face rău. Ceea ce este iar o falsă funcțiune a egoului. Exact atunci, în momentul în care te deschizi și ești tu însuși, atunci este acea măreție, atunci ai puterea, pentru că în acel moment tu ești fericit, mulțumit, împăcat cu ceea ce ești tu în acel moment. Iar în acel moment, când devii acea bucurie, ai vibrezi pe un alt nivel. Da? Imaginați-vă că aici este un radio și avem postul 1, ca să nu dau AA, da. Să nu dau nume, postul B, postul C, postul D, până la D, da? Fiecare cu frecvența lui. De momentul în care eu sunt bucurie și aleg să fiu acea bucurie, da? Sunt undeva pe sus, da? Deci sunt pe postul 100. În momentul în care vibrez pe acel post 100, întâlnesc numai ce este pe postul 100. N-am cum să ajung la nivelul de jos, unde e supărare, nefericire, tristețe. În momentul în care sunt acolo, toate vin spre mine. Deci n-am cum să întâlnesc decât tot bucurie, fericire, mulțumire, oameni care sunt la fel ca mine, da? Care sunt mulțumiți, fericiți. Deci atunci apare acea stare de bine. Pentru că noi suntem, mintea noastră este atât de fixată prin a face și a face și a face, nu contează cum și în ce fel, încât la un moment dat nu mai acționăm conștient.
Da? Noi devenim în acea tumultură, deja suntem dezechilibrați, începem să avem stări de nervozitate, stări de supărare și în acel moment ce se întâmplă? În acel moment nu mai vibrăm la postul 100, da? Pe undeva, vibrăm la postul 3, de exemplu, la postul 2. E, și în acel moment întâlnim acele situații care sunt, care practic nu fac altceva decât să oglindească starea noastră din interior. De spirit, da. Interesant este însă că, vezi, oamenii se tot învârt și ajung tot la problemele concrete. Deci ne întreabă, am datorii, cum pot să fiu fericit când eu nu mi-am plătit datoriile? Nu mă înțeleg bine cu cei de la serviciu. S-ar putea ca mâine pe mine să nu mai am serviciu. Deci aici este de fapt toată problema celor care vin spre noi și care caută răspunsuri la niște întrebări care pentru ei sunt de viață și de moarte. Deci ei spun, da, e foarte frumos cum vorbiți voi și vă ne spuneți să fim copii, să fie bine, să facem nu știu ce. Vă văd că voi puteți să trăiți așa, dar noi nu putem să trăim atunci când știu că a doua zi copilul o să îmi zică, mamă, punem pe masă, tată, am nevoie de rechizite. Care este soluția? Cum îi putem ajuta? Pentru că lucrurile astea totuși există. Deci da, nu putem face este dificil, abstracție deci de ele. Deci nu o să ne că într-adevăr este o parte a vieții. Însă eu aș pune situația din alt punct de vedere. Hai să vedem, poate ai ce răspuns. Am trăit și eu așa ceva. Deci am trăit într-adevăr cu mulți ani în urmă, am fost în această situație și am dat la concluzia cel mai important lucru pe care pot să îl ofer unui copil este iubire și înțelegere. Astea sunt primele două lucruri. Într-adevăr, este greu câteodată și vin gânduri și gânduri, însă în momentul acela am câteva variante, da? Acceptarea, foarte lumea acceptă, înțelege acceptarea ca un fel de de lăsare, ca un fel de m-am resemnat. Nu este resemnare. Acceptarea este, într-adevăr, să știi că totul este în viață, vine, da? Nu este personal și că în acel moment ești foarte prezent, ești foarte lucid, ești foarte alert, da? Accepți, dar nu înseamnă că te resemnezi, că zici, asta e, sunt deprimat, merge greu. Însă în momentul în care stăm așa puțin și conștientizăm și spunem, ok, eu nu știu cu adevărat ce se va întâmpla mâine. Am nevoie de o soluție. Am soluție acum? Încă nu am. Da? Ok. O să văd. O să văd ce posibilități apar. Însă în acest moment, acest copil este lângă mine, iar el are nevoie de iubirea mea. S-ar putea ca mâine să nu mai pot deschide ochii. Nu se știe niciodată. Viața este foarte dinamică. Da? Viața este dinamică și este plină de surprize. În momentul în care uit să trăiesc acest moment prezent, de fapt, uit să trăiesc. Și în acel moment în care eu îmi aloc, unii, de exemplu, unele persoane pot asculta o muzică bună, dar în timp ce fac alte lucruri prin casă, se pot juca cu copilul. Deci în acel moment în care eu îmi permit să fiu prezent pentru copilul meu, să fiu prezent pentru mine, în acel moment îmi creez altă stare interioară. În momentul în care îmi creez altă stare interioară, da, apar alte posibilități. Eu nu acum să stau în stres, să fiu nervos, să-i acuz pe toți din jurul meu și în același timp să am acea așteptare, între ghilimele, de a fi totul foarte bine. Poate părea dificil la un moment dat, dar în acel moment în care știu că într-adevăr este o forță mai măreață decât cred eu, că acea forță este în fiecare, da? În acel moment pot să dirijez cumva, nu să dirijez eu personal, ci să las acel univers să se manifeste prin mine. Oamenii uită de obicei un lucru pe care îl aflăm în momentul în care suntem îndrăgostiți până peste urechi. Că indiferent ce ni se întâmplă în acea perioadă, trecem foarte ușor peste lucruri. Așa este. Deci ei uită. Uită lucrul ăsta și ajung să zică, astea sunt vise, astea sunt nu știu ce, dar uită că în momentul în care au avut o asemenea stare, exact starea de grație pe care tu o spui, din momentul ăla lucrurile par altfel trăibile. Dar ei uită și spun, lasă, chestiile astea sunt pentru copii mici, pentru visători, nu merge nimic. Eu vreau să trăiesc acum, exact în momentul ăsta, lucrurile așa cum sunt. Eu sunt realist. Aud de foarte multe ori acest cuvânt. Eu sunt realist, eu văd viața așa cum este. Ei, va trebui să le spunem acestor oameni că nu sunt deloc realiști.
că de fapt ceea ce cred ei că este realitate este doar modul în care ei percep o situație, o persoană sau indiferent despre ce este chiar viața lor, da? Dacă ei o percep, exact cum spuneai tu mai devreme, dacă ei o percep ca pe fiind ceva urât, ea chiar va fi ceva urât. Dacă percep persoana aceea ca fiind malefică pentru ei, persoana aceea se va transforma într-o persoană malefică. Deci nu există realitate așa cum cred majoritatea oamenilor, pentru că cele cinci simțuri nu ne dau informații corecte despre ceea ce este în jurul nostru. Există un filmuleț, de exemplu, pe internet, unde un savant arab vorbește despre secretul din spatele materiei. Și el ne spune că creierul stă acolo într-o cușcă întunecată și că el trimite semnale spre întregul corp pe baza informațiilor pe care le primește de la cele cinci simțuri. Și făcea o experiență mai mult decât banală în care conecta creierul direct la calculator. Și calculatorul trimitea informații ca și cum ar fi venit de la ochi, de la, deci, miros, pipăit, toate astea care sunt. Și omul era de bună credință când povestea că se află într-o grădină, că simte mirosul de flori, că nu știu ce. Deci unde e realitatea? Deci asta nu înțeleg oamenii, că realitatea asta, între ghilimele, ne-o creăm singuri. Și că atunci când tu îi îndemni să se bucure de viață, îi îndemn de fapt să găsească modalitățile pentru fiecare în parte care să-i ajute să vadă același lucru dintr-o altă perspectivă. Deci ceea ce le ceri tu, este doar experiența ta de viață care funcționează și care chiar ajută să poți să te bucuri de viață. Deci este vorba doar să privești aceleași lucruri dintr-un alt unghi. Exact cum spuneau yoghinii, și aici e adevărul, și aici e adevărul, este ca un diamant fațetat. Deci asta, de fapt, este îndemnul pe care tu îl dai și care se poate pune în practică. Deci să-și aducă aminte că atunci când ești îndrăgostit, toate lucrurile sunt frumoase, dar ele nu sunt mai frumoase decât înainte. Sunt tot la fel. Ei, nu trebuie neapărat să fii îndrăgostit ca să poți să ai această stare de spirit, pentru că tu spuneai că fericirea este o stare interioară, bucuria este o stare interioară. Nu trebuie să te ajute cineva din afară să fii fericit, ci pur și simplu tu trebuie să ai această dispoziție ca să fii fericit. Acum, spune-mi ce înseamnă de fapt fericire. Da, asta este o întrebare foarte bună. Eu am observat următorul lucru. Alegerea este personală. Deci nimeni nu convinge pe nimeni. Nimeni. Fiecare alege în funcție de nivelul de conștiință la care a ajuns. Că din vorbe foarte mult spun, da, și l-am dat, aveam această discuție și cu mama mea. Numai puțin. Nu vreau eu. Știi ce se întâmplă? Timpul este, iar ne presează, ajungem în apropiere de pauză, iar răspunsurile, e păcat să le ciuntim și să nu le, te rog frumos, să nu uiți nimic din ce ai vrut să spui, pentru că vreau neapărat să revenim cu acest răspuns la întrebarea asta cu fericirea, pentru că, de fapt, fiecare din noi dorește să fie fericit. Dar da, cum? Toți oamenii vor să fie fericiți. Dar ar trebui să vedem și mai ales vreau să dezvoltăm subiectul după pauză, pentru că e important să înțelegem că fiecare vede fericirea în felul lui și mai ales să ne spui tot ce ai început să spui, să nu scapi niciun cuvințel de acolo, pentru că, într-adevăr, este important. Dragii mei, după cum știți, timpul ne presează, ne aleargă așa ca să ne aducem aminte că totul este așa cum trebuie să fie, nici mai mult, nici mai puțin decât exact asta se întâmplă. Asta este pur și simplu ce avem acum de rezolvat. Mai târziu vom discuta și vom relua întrebarea și răspunsul legate de fericire. Pentru că este cu adevărat important să înțelegem fiecare cum putem ajunge la această fericire care ne privește personal. Dragii mei, o să puteți intra în legătură cu noi după pauză dacă doriți. Eventual o să anunțăm numărul la care ne puteți trimite SMS-uri și o să vedem exact cum putem să luăm legătura cu voi, pentru că ne interesează opiniile voastre ca de obicei.
Vă mulțumesc frumos deocamdată. Ne întâlnim după pauză cu toate arsenalele și cu toate armele pregătite pentru atac. Vă mulțumim frumos! Mulțumim! Ne-am întors, dragii mei, din nou în direct. Suntem iar în contact direct cu voi și, bineînțeles, că așteptăm și întrebările voastre pe SMS-uri 1241. Ok, deci v-am spus că, înainte de pauză, v-am spus că vom păstra subiectul pe care deja începeam să-l dezbatem pentru după pauză, pentru că era mult prea frumos și mult prea generos ca să putem să-l lăsăm trunchiat. Deci întrebarea era, ca să vă aduc aminte, ce înseamnă fericirea. Și acum o să rog pe Alina să înceapă să ne povestească despre fericire din punctul ei de vedere, pentru că, țineți minte, ne spunea că fericirea este o stare interioară și nu o stare exterioară, că putem să fim fericiți ca atunci când suntem îndrăgostiți, de exemplu, spuneam noi mai devreme, pentru că toate lucrurile par minunate și chiar încep să fie minunate. Deci, Alina, ce este fericirea? Da, e o întrebare foarte vastă și fiecare are propria percepție. Eu voi vorbi acum din perspectiva mea. Absolut. Aveam stări, cred că asta se întâmplă tuturor. Deci când sunt acele stări de bucurie spontană, da? Care știi, ok, sunt bucuros, îmi merge bine. Pe urmă se întâmplă ceva și ești trist, da? Și stai așa puțin și observi, bun, ce mi-a creat această stare de tristețe? De fapt, totul se petrece în mintea noastră, da? În momentul acela, în momentul în care începem și alocăm unui eveniment, unei situații, unei persoane, alocăm un înțeles, da? În momentul în care categorizăm și spunem asta e bine, asta e rău, asta nu-mi place, asta îmi place, în acel moment părăsim această stare de bucurie, pentru că, de fapt, în momentul acela începem să separăm, să diferențiem, da? Pe baza a ceea ce percepem noi într-o situație exterioară sau a unei persoane, a unei situații, a unei... Când am fost acum la munte, am făcut drumeții și am avut-o pe Maria. Noi știm pe Maria, este o fetiță minunată. Am mers pe munte și la un moment dat îmi spune Maria, Alina, știi? În clasa a doua, în clasa a doua. Îmi spune, Alina, știi, mie îmi plac acele zile în care sunt fericită și nici măcar nu știu de ce sunt fericită. Doamne, adevărul stă întotdeauna în gura copiilor. Deci este foarte copiilor, simplu, da? Deci adevărul este simplu, pentru că în momentul în care alegem bucurie, în momentul în care este liniște, pace în interior, în momentul acela ne bucurăm de viață și atât. Nu ne raportăm la situații, nu ne raportăm la persoane, nu ne raportăm la obiecte. În momentul acela, pur și simplu, ne permitem să trăim. Ne reamintim că suntem bucurie, că suntem lumină, că suntem fericire. Pe mine m-a ajutat foarte mult și seminarul, da, normal, repet încă o dată, da. Vindecare reconectivă cu doctorul Eric Pearl și reconectarea personală, cât și cartea Solomon vorbește și toate cărțile tale pe care oricum deja le citisem și așa, deci eram și informații, aveam și de la tine și de la Adrian, apoi am făcut și seminarul și am făcut și reconectarea personală, iar după aceea s-a întâmplat ceva. Pur și simplu eram foarte lucidă, foarte conștientă, aveam alte perspective asupra vieții. La început n-am realizat ce se întâmpla. Aveam alte percepții, aveam alte trăiri, alte, până am observat că, de fapt, se transformase totul în jurul... Eu așa credeam, la momentul respectiv am crezut că se transformase totul în jurul meu. Deci oameni pe care nu puteam să spun că îi plac, îi iubeam, dar iubeam în sensul... Le simțeam sufletul, vedeam acea scânteie divină care suntem toți. Deci era acea unitate, nu mai vedeam diferențiere. Știam că toți sunt maestri, știam că toți își pot permite să fie acea bucurie, știam, îi vedeam minunați. Da, îi iubeam pur și simplu pe toți, fără restricții, fără separări, fără... În momentul acela... Mintea l-am dat când revenea, spunea, uite ce s-au schimbat cei din jur. De fapt, nu se schimbase nimic, se schimbase percepția mea. Percepția ta față de... Față de mediul exterior. Și atunci
am observat în continuare ce se întâmpla. Când cădeam, în sensul că vedeam, de exemplu, iar catalogam o situație, nu-mi plăcea și spuneam, ok, care-i sensul, nu mă bucur. Deși aveam tot ce-mi trebuia și totul era foarte bine, da? Dar tot aveam tendința aceasta, steam și am observat că, de fapt, percepția noastră și felul în care mintea, da, ca un computer, 0 și 1, dacă nu e 0, e 1. Da, da, da. Modalitatea în care mintea noastră percepe situația și persoana sau evenimentele care apar, aceasta creează acel disconfort. Da? Când, de fapt, în momentul în care știm că suntem acea scânteie divină, când ne permitem să ascultăm cu sufletul, să vorbim din inimă, să acționăm din inimă, în acel moment suntem bucurie, nu avem cum să fim altceva. Dar în momentul în care îl vedem pe cel care stă lângă noi, în momentul în care știm că toți suntem unul, acea unitate, acea măreție care este în fiecare, în momentul acela nu ai cum să fii decât bucurie. În momentul acela simți sufletul acelei persoane, o vezi prin iluzia egoului acea măreție divină care se ascultă, care se regăsește în noi toți. Da? Simplist ar fi fiți copii. Fiți copii, da. Simțiți în inimă, fiți copil, fiți autentici, fiți voi însuși. Știți că sunteți, sau să știți că sunteți minunați așa cum sunteți. Sunteți perfecți, așa cum sunteți aici și acum. Totul este să înțeleagă că în momentul în care, exact cum spuneai mai devreme, există posibilitatea alegerii, da? Exact. Dacă ei vor alege în continuare lucrurile care nu merg, lucrurile care nu funcționează, lucrurile care nu sunt încă bune, persoanele cu care nu interacționează. Deci dacă vor alege în continuare toată partea aceasta urâtă a existenței, deci zero, cum e la computer, și nu vor alege unul care înseamnă că e ceva acolo și deci lucrurile care le am deja, lucrurile care sunt bune, deci dacă ei vor continua să meargă pe alegerile acelei zero, normal că viața lor va fi în continuare urâtă. Deci este vorba, și asta trebuie să înțeleagă fiecare, că avem pur și simplu puterea, capacitatea, permisiunea și tot ce vrem noi să alegem partea frumoasă a lucrurilor. Și dacă la un moment dat mă întreba cineva, bine, dar uite, nu e nimica frumos acum, uite, aia nu merge, aia nu merge, aia nu merge. Atunci, cel mai bun lucru este să ieșim din fluxul ăla de negativism total și să ne concentrăm atenția pe un pahar, de exemplu. Da? Da? Deci ca să iasă pur și simplu mintea noastră din nebunia aia de care tu nu odată spuneai că în momentul în care mintea începe și o ia razna, automat te trimite pe niște căi care nu mai sunt bune pentru tine ca ființă umană. Da? Și atunci hai să rupem acel flux prin lucruri banale. Da. Ne-am uitat acolo, am citit o carte, ne-am dus în parc, ne-am uitat la copii, eu știu orice lucru care ne scoate din starea aia, nu facem absolut nimic crezând că dacă facem ceva o să rezolvăm ceva și nu o să rezolvăm o sigur nimic și atunci așteptăm să vină în starea aia de grație soluția. Deci asta nu trebuie să ne creadă nimeni pe cuvânt, trebuie doar să încerce. Deci efectiv, în momentul în care sunteți într-o situație limită și nu știți ce să faceți, nu faceți nimic. Da. Stați frumușel, liniștiți și faceți pașii următori care vor veni de la sine. De la sine, așa este. Deci, spuneai că ce înseamnă de fapt fericirea pentru unul, ce înseamnă fericirea pentru altul? Cum își aleg oamenii ideea asta de fericire? Cum cred ei că sunt fericiți? Unii vor să aibă, dacă zic, ca o haină de firmă și cu o mașină, nu știu ce. Aia nu te face fericit, exact ce spuneai mai devreme. Alergi, vrei o haină mai bună, vrei o mașină mai bună, vrei o casă mai bună și niciodată nu se termină. Deci aia nu e fericire. Aia e doar iluzia fericirii. Iluzia fericirii, de fapt tot iluzie. Eu definesc fericirea ca fiind acea stare de liniște și pace interioară. În momentul în care ești în liniște, pace și pur și simplu ești bucurie. Când nu depinzi de nimic, de nimeni, de niciun factor extern, când ești pur și simplu, știi că este iluzie, știi că totul este în tine. Tot ce ai nevoie se află aici. Da? În momentul în care îți asculți sufletul... Eu le-aș propune, Alina, un exercițiu mai mult decât banal, să înceapă să taie de pe listă relațiile care le au,
postul de la serviciu, prietenii, casa, hainele și după ce taie tot, după ce rămâne, să vadă ce rămâne. Pentru că ea, de fapt, sunt ei. Da. Dar sunt foarte curioasă dacă vor înțelege ceva. Era la un moment dat... Eu cred că toți știm. Da? Eu cred că toți știm. Deci, în momentul în care ne permitem să ne ascultăm sufletul și în momentul în care ne permite, de fapt, să fim noi înșine, da? Să știm că în momentul în care te iubești suficient și știi că ești suficient, în acel moment îți permiți să fii tu însuți. Și în momentul în care ești tu însuți, da? Iei alegeri sau faci alegeri proprii și benefice pentru tine. Deci, în momentul în care începi să trăiești conștient, da? Să mă întreb, ok, m-a sunat cineva și m-a invitat undeva. Sunt în liniște și pace? Adică simt liniște și pace când mă gândesc să merg acolo? Mă simt bine? Da sau nu? E foarte simplu. Că nimeni cred că nu este masochist să meargă undeva unde nu se simte bine. Din păcate merg. Bun, da. Din păcate merg. Dar merg în momentul în care cred... Ei, în momentul în care nu au conștientizat că sunt perfecți în aici și în acum, așa cum sunt. Sunt perfecți, minunați și suficient. Exact. De asta zic, în momentul în care realizează că sunt iubire, că sunt acea iubire, că sunt perfect și minunați, da? În acel moment totul devine lejer, pentru că fiind tu însuți și nemai punându-ți mânci și permițându-ți să trăiești în bucurie, să fii acea bucurie, în acel moment ești degajat, da? Și alegi instinctiv, ok, îmi place, merg, nu-mi place, nu merg, chiar atât de simplu este. Am chef să mă întâlnesc cu prietena respectivă, dacă prietena mă acceptă cu așa cum sunt și ne simțim bine, ok, n-are sens, da, merg. Că aici intervine foarte mulți oameni, foarte mulți, există persoane și am trecut toți prin asta, sunt convinsă, deci dacă cineva îmi spune că în viața lui n-a trecut prin așa ceva, permiteți-mi să nu-l cred, da? Fiecare a trecut prin aceste momente în care a zis, ok, am 10 prieteni și simt nevoia să am prieteni, simt nevoia să fiu acceptat sau acceptată sau trebuie să merg acolo. E destul de obositor, da? Să mergi și să joci un anumit rol sau să zici, ok, știu că ei îi place asta, voi face așa, da? Pentru că știu că îi place și dacă nu voi mai face așa, probabil că nu mă va mai accepta. Ok, însă în momentul în care acela este un prieten adevărat, da? Nu-mi va cere să fiu ceea ce nu sunt. Deci ar fi o dovadă de egoism să-mi impună niște... Da, standarde sau să-mi impună un anumit mod de comportament, pentru că în acel moment mi-ar impune să nu fiu sinceră cu mine însumi. Deci eu ar trebui să mă prefac ca să-i fac lui o plăcere. Păi ce prieten mai este? Înseamnă că nu-mi este prieten, dacă nu e interesat, și atunci ce e mai bine pentru mine? Rămân atunci cu un prieten sau cu doi prieteni, dar știu că în prezența acestor prieteni pot fi eu însumi. Da? Și e foarte lejer, e foarte bine, că atunci mă bucur, nu stau să mă gândesc ce am spus, ce am făcut, ce am... Pur și simplu sunt eu cel ce sunt. Și atât. Și nimic mai mult. Apropo de eu sunt cel ce sunt, există pe YouTube o înregistrare cu Papagii. E mort Papagii, dar el tot maestru este, da? Indiferent, mort sau viu, tot maestru este. Și are o înregistrare în care una dintre cele care erau acolo îl roagă să-i spună, să-i explice ce este sinele. Deci, de fapt, interiorul nostru. Interior. Și Papagii o ia, o aduce lângă el și o lasă doar să simtă. Și la un moment dat, doar prin sentimentele care apar, că el întreba... Sinele, unde este sinele? Îi zice, ia uite-te tu la tine așa, unde este sinele? E de jur împrejurul tău? Pune mâna pe locul ăla unde este sinele. E în afara ta? Parcă nu era în afară, e înăuntru. Dar unde e înăuntru, știi? Și totul aduce din aproape în aproape, prin întrebări și prin ceea ce simțea, că la un moment dat această tânără doamnă începe să râdă. Și râde, și râde, și râde. A înțeles dintr-o dată ce era sinele. Deci exact și noi. Deci noi, oamenii, avem impresia că ne putem raporta la tot felul de lucruri exterioare, crezând că alea suntem. Că de fapt, când de fapt, noi suntem cu totul altceva. Și e greu de definit. Că exact e greu de spus. Că tu ești
tu ești acolo undeva în interior, oricum nu ești în afară, clar nu ești în afară, deci e ceva în interior. Dacă interiorul ăla care e copilul din tine, care a rămas copilul din tine, ajunge să fie cel care hotărăște ce să vină spre tine și ce nu, ce să respingi, de-abia din momentul acela începi să fii tu însuți. Exact ce spuneai mai devreme. Dar până atunci, tot avem impresia că suntem altceva, decât credem noi. Și ne tot ne agățăm așa de lucruri exterioare, crezând că lucrurile alea ne definesc. Nu, n-au cum să ne definească. Ceea ce ne definește este cu totul altceva. Și chiar repet îndemnul să dea tot la o parte ce cred ei că contează în această viață și după ce dau totul la o parte, abia atunci poate o să-i apuce și pe ei râsul, la fel ca pe doamna aceea de la cursul lui Papa Agi. Da. Deci, Alina, hai să facem încă un pas mai departe. De ce ingrediente avem nevoie ca să putem să ne regăsim pe noi? Pentru că ne tot pierdem. Din cât am văzut, oamenii au tendința, atunci când le este bine, încep și fac aproape tot ce spunem noi. După ce, când le este rău, da, fac aproape tot ce le spunem noi. După care, în momentul în care încep să se simtă bine, uită absolut tot și o iau de la capăt. Mă uitam, de exemplu, la unul dintre pacienții care i-am avut de curând. Fiecare are dreptul să aleagă și el a ales operația, deci fiind bolnav de cancer, a ales operația și chimioterapia. E, după ce a făcut operație, primul lucru care l-a cerut a fost friptură grasă de porc. Eu am zis că așa ceva nu se poate. Dar el zicea, gata, s-a rezolvat cu operația, o să fac chimioterapie, deci o să scap. Deci știa foarte bine că n-are voie, mai ales la o operație de colon cum avea el la cancer, deci era clar că n-avea voie să mănânce, mai ales carne de porc și grasă și nu știu ce. E, primul lucru care s-a gândit a fost la acea friptură și grăsime așa și tot. De ce fac oamenii asta? Spune-mi. Cred că răspunsul e la nivelul minții. Nu știu. Alegerile sunt personale. E greu de definit. E greu de spus. Dar din ce ai văzut tu în jurul tău, nu sunt mai mulți cei care acționează în acest fel decât cei care încearcă pe cât posibil să se găsească pe ei și să se facă ei pe ei fericiți? Greu de spus, nu m-am gândit. Nu te-ai gândit niciodată, bine, nu te-ai gândit să faci statistici. Dar, pur și simplu iau așa cum sunt. Așa cum sunt. Ei, o să-ți mai pun încă o întrebare încuietoare. Ai constatat vreodată că atunci când ai tu o anumită problemă, atragi pacienți care au același tip de problemă? Da. Cum se explică? Da. Legea atracției. Legea atracției, da. Păi, în momentul în care știm, în momentul în care, că noi toți știm aici, da? Deci, în momentul în care ne permitem să ne reamintim, da? Că suntem scânteie divină, acea ființă, da? În momentul acela știm, da? Ne-am reamintit și suntem prezenți. Deci, suntem și atât. Nu mai facem nimic altceva. E, în momentul în care, cum am spus, în momentul în care suntem pe un anumit nivel de vibrație, în momentul acela atragem exact ceea ce este ca, îi spun, gândiți-vă la un, nu știu, la un program, da? La un program imens care are mai multe nivele de vibrație ca o matrice. Și în momentul în care unul e aici, unul e aici, unul e acolo, în momentul în care eu vibrez aici, întâlnesc tot ce este pe această vibrație. Când sunt bucurie, întâlnesc bucurie. Da? De exemplu, am avut clienți care au râs, râdeau, deci pur și simplu râdeau, da? Mie nu prea îmi place să folosesc numele de boală pentru că sunt dezechilibru. Deci boala nu este iluzie, în momentul în care vindecarea e spontană, deci atât de spontană poate fi, în momentul în care ne reamintim și vum, da? Suntem acolo, în acel moment iluzia dispare, da? Deci acea iluzie creată dispare, că de fapt suntem lumină, da? Echilibru. Da, eu știu că s-au întâmplat asemenea vindecări spontane la conferințele lui doctorului Eric Perl. Știu că s-a întâmplat. Da, au fost vindecări spontane, pentru că acel moment nivelul luminii era atât de puternic și oamenii într-adevăr s-au deschis, că aici e punctul, că în momentul în care, de-aia se spune, alegerea e personală, că în momentul în care universul oferă, da, deschide ușile, în momentul în care omul își permite să treacă prin acea ușă, da, atunci se întâmplă totul. În momentul, da, este și alegerea lui, da, ce se întâmplă în acel moment. Și
De aceea spun, da, e dificil de spus, e foarte vast subiectul. Eu am constatat că, de fapt, în momentul în care suntem, ne permitem să ne reamintim, ne lăsăm sufletul, da, să se deschidă, și că sufletul întotdeauna știe, da, el știe pentru ce am venit aici, cunoaște misiunea. Așa, da, și atunci își permite, copilul iese, și atunci copilul imediat, țac, 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 știe exact ca ceea ce este cel mai bine pentru noi și ne duce, ne poartă exact, atunci apar și sincronicitățile când suntem pe drum, avem acea liniște interioară și pace, și obținem sau primim că totul de fapt este aici, în momentul în care suntem liniște și pace, și atunci știm că tot ce avem nevoie este aici, nu trebuie să depunem efortul, nu trebuie să alergăm, nu trebuie să ne obosim, pur și simplu ceea ce este pentru noi apare. Lucrurile într-adevăr sunt foarte ciudate, dar minunat de ciudate. Deci adu-ți aminte că la întâlnirea pe care am avut-o la sală luna trecută, am chemat copiii pe scenă, li s-au făcut doar mici manevre de deschidere, cei care lucrează în terapie și în școlile acestea de dezvoltare personală și inițiere știu că nu se poate face o inițiere a unui adult în 5 minute pe scenă. Dar copiilor li s-au făcut aceste deschideri, după care un medic i-a preluat pe cei din sală care erau pacienți, i-a repartizat la copiii care erau acolo, și ceea ce este cu adevărat minunat este că s-au produs într-adevăr ameliorări vizibile. Deci dureri de umeri care au dispărut după tratamentul copiilor, la fel lucruri care s-au întâmplat, de exemplu, au venit cu niște probleme din acestea de piele, pe boli de piele care s-au atenuat, ori se pare că minunile rămân în continuare printre noi. Ele apar, vindecările spontane, de care povesteam mai devreme cu Alina, lucrurile minunate care încep să apară odată cu felul nostru de a privi lucrurile din jurul nostru. Este vorba de modul nostru de percepere, a lumii care ne înconjoară, a persoanelor cu care intrăm în contact, și este suficient să ne aducem aminte că lucrurile sunt frumoase dacă ne redescoperim bucuria de a trăi. Deci, dragii mei, ceea ce vă recomandăm eu și Alina astăzi este să vă bucurați de viață. Alina, ce vrei să le mai spui? Așa, o urare. O urare. Vă doresc tot binele din lume și vă doresc să puteți să redeveniți acel copil interior și să vă lăsați purtat de inimă și de bucurie. Să fiți bucurie. Mulțumim, Alina. Mulțumim. Mulțumim că ne-ai fost alături și vă mulțumim și vouă că ne-ați urmărit ca întotdeauna. Vă așteptăm săptămâna viitoare, marți, de la ora 6 la ora 7 după masa, deci 18:19, pe aceeași televiziune de suflet, TV6. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos!